Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. De data asta am ceva foarte special pentru voi, pentru că s-a lansat un nou God of War. Da, ați auzit bine și astăzi îl vom încerca, doar că cei de la PlayStation au fost foarte, foarte drăguți și mi-au mai trimis ceva în plus. Așa că am zis, bă, hai să facem un scurt unboxing, așa ca pe vremuri, să vedem și noi ce avem pe aici. Dacă ne place jocul sau dacă nu ne place, vă dați și voi cu părerea în secțiunea de comentarii, dar cu siguranță o să ne placă pentru că este God of War, să fim serioși, așa că apăsați pe butonașul de like dacă este să vă placă și hai să trecem la trebușoară. Te invităm să explorezi legendele nordice alături de unii dintre cei mai îndrăgiți eroi din lumea gamingului, gata să facă orice pentru a împiedica Ragnarok. Foarte șmecher, aici e echipa de la PlayStation România. Avem noi pe aici, că am primit niște goodies, niște mici goodies. Deci aici avem așa, avem frumos toporul ăla lui special, ok, God of War Ragnarok. Aici avem una bucată cană, din ce se poate observa, hai să o scot eu de aici ușurel, ușurel. E o cană de aia pe stilul vechi, aici ar fi un poster de metal. Poster de metal? Genial, absolut genial. O să-ți faci propria ta gheață la frigider, stați așa să scot asta de aici, așa. Pui aici apă, frumos. Și îți faci toporul de gheață. Asta o să trebuiască să încerc și cred că o să postez pe Instagram, așa că stați cu ochii acolo dacă vreți să vedeți. Aveți pagina mea de Instagram în descriere, dați acolo un follow. Și aici avem niște stickere, nu știu exact unde am să le pun pe astea, dar sunt foarte mișto. Controllerul cu God of War, da, și este limited edition. Uitați superbitatea asta de controller, absolut demențial. Și vom trece la joacă chiar în acest moment. Hai să mai stăm foarte mult la vorbă, hai să dăm aici pe New Game, să vedem care e treaba cu acest nou joc God of War. E abia lansat, după cum vă ziceam, o să-i dăm pe vremul un joc mai bazat pe story decât pe combat sau chestii de genul ăsta. Bineînțeles, voi vă puteți alege ce dificultate vreți voi, dar pe mine mă interesează povestea în mare parte. Povestea mi-a plăcut foarte mult în primul joc și cred că și în acesta va fi destul de interesantă. Dar vreau să văd acolo multe, multe like-uri din partea voastră, ok? În funcție de chestia asta o să decid dacă o să mai fie și alte episoade sau dacă nu. Și bineînțeles că eu o să mă joc off-camera în cazul în care voi nu o să mai vreți alte episoade cu acest God of War. Dar bineînțeles o să mă iau și după cât de mult vă place vouă, da? Pentru că până la urmă așa îmi pot da seama. Este singura modalitate prin care eu pot să-mi dau seama dacă vă place un joc sau dacă nu, da? Bun, ia să vedem, îl avem aici pe Kratos. E foarte, foarte detaliată grafica. Deci nu țin minte ca primul joc să fi avut grafica atât de detaliată. Uitați-vă puțin la toate firele alea de blană. Wow! Nu pot să zic decât wow. E incredibil. Dar în general jocurile astea de PlayStation mă impresionează total. Am auzit că între timp God of War primul a ajuns și pe calculator. Dar ăsta, din ce știu, este doar pe PlayStation în momentul de față și noi ne jucăm pe un PlayStation 5, ca să vă puteți da seama cam ce grafică, la ce grafică să vă așteptați. N-am făcut nicio setare, efectiv am intrat în joc și așa arată jocul. Ah, băiatul s-a făcut mai mare. Nu știu exact cât timp a trecut de la primul. Ce urmează? Mergem acasă. Bă, mi-a fost dor de jocul ăsta, sincer să fiu. Chiar mi-a fost dor. Îi pregătim. Pe cine? Zice că furtuna se face mai nasoală. Păi nu știu, zici că mă uit la un film. Deja au depășit nivelul de joc. Deja nu se mai pune problema de așa ceva. Uitați-vă grafica asta. Știu că mă repet, dar n-ai frate, n-ai ce să comentezi. N-ai ce să comentezi. Iar eu personal, nu știu dacă am văzut vreun joc de genul acesta făcut exclusiv pentru PC. Acum God of War văd că nu mai e chiar exclusiv pentru PlayStation, că după o perioadă văd că apare și pe PC. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că sunt de părere că toată lumea ar trebui să experimenteze franciza asta. Dar da, e ceva șmecher. Și avem o de-asta trasă de lupi. Doar doi lupi avem. O căprioară pe care am prins-o, probabil o ducem acasă să o mâncăm sau ceva de genul ăsta, cred că. Ha? Are ceva el aici. Ce e chestia aia? Dacă mai țineți minte povestea exactă din primul, puteți să scrieți în comentarii să ne readucem aminte cu toții. Avea jocul o funcție de recap, dar am zis să nu mai stăm să ne uităm la recapitulare neapărat. Ne prindem pe drum. Ready.
Ești pregătit? Suntem pregătiți de acțiune. Vrem să vedem care e șmecheria. Să scăpăm poate din zona asta de zăpadă. Deja ne-am dat cu viteză, fiți atenți. Oho! Și într-adevăr eu controlez ăștia, dar nu pot să-i controlez decât într-o parte și în alta foarte puțin. Adică nu cred că are vreo importanță ce fac eu aici. Pe mare parte e ca un fel de cutscene interactiv. Mai mult decât altceva. Ok. Ce că e foarte bolnav. Cineva de acasă. Știu, era mai bine ieri. Nu știu despre cine se vorbește. Nu renunț la el. Nu știu despre cine e vorba. Dar cineva care e bolnav și acasă. E mișto, mișto cum te dai cu chestia asta cu săniuța. E ea? Opa! Cine e ea? E ea? Nu e departe. Stai așa că nu e așa, intrăm direct în acțiune! Ia! Mamă, tăticule! Ok, nu mă așteptam la asta, cu siguranță. De ce te uiți așa urât? Te mai uita așa urât? Doamne, ferește! Ia uite, mă! Uși de aici! Nu se lasă așa ușor, nu-i așa? Da, nu se lasă. Stai alert. Ok. Acum chiar trebuie să eviți pietrele astea, deci... Momentan ne-a dat un pic de gameplay. Ok, nu e bine deloc ce se întâmplă și țin apăsat. Îmi place că ai setare. Să nu mai trebuiască să izbești butonul ăla, efectiv să-l izbești. Și doar să apeși pe el și să-l ții apăsat. Ceea ce mi se pare că ar trebui să fie în toate jocurile. Mamă, deja cu acțiune! Uitați-vă puțin ce se întâmplă! Ok, ok, încerc să controlez chestia asta! Credeți-mă că e mai greu decât pare, pentru că acum nu-mi dau seama exact unde-s copacii pe care, de care trebuie să mă feresc. Bă, vrea să ne fure căprioara, mă, asta era! Asta era! Ia pleacă de aici, ia pleacă de aici și lasă-ne! Doamne, iau ce face! Iau ce face! Oh-oh! Oh-oh! Ok, aparent n-am apăsat când trebuia. Gata, de data asta a funcționat treaba. Lăsam grijă la ce apăs, dar vă dați seama că nu prea mă joc pe PlayStation în fiecare zi neapărat. Și atunci când mă joc de pe controller, trebuie să mă mai obișnuiesc puțin, dar e ok. Wow, nu suntem inamicii tăi. Bă, asta trebuia să se întâmple? Alo? Alo? Dă-i! Nu m-am fost să fac asta! Oh-oh! Oh-oh! Kratos? Fă ceva! S-a izbit de chestia aia, doamne! Am plecat! Salut! Salut! Avalanșa! Ai de capul și de zile mele ce ne așteaptă! Ok, asta îmi place să văd într-un joc, acțiunea asta. Efectiv, mă simt ca într-un film. N-ai mă, frate, ce să-i comentez la jocul ăsta. Am trecut, am ajuns. Atunci hai să mergem acasă. Sunteți bine, lupilor? Ok, toată lumea e în regulă. În afară de ea, bănuiesc. Pare rău că n-am reușit să trag. Nu, n-aș fi vrut să faci asta. Păi, salva viața totuși. Da, dar iau... A, i-a omorât fiul! Țin minte acum la finalul jocului, dacă nu mă înșel. Da, vă dați seama, a trecut atât de mult timp. Deci nu mai știu foarte multe, dar... Mă bucur să reîncerc un God of War. Și să văd care-i trebușoara. Așa, ci că... Cei rău, cei mai rău o să, abia acum o să vină. Eu credeam că abia am scăpat. Da, se pare că am ajuns acasă. Ok. Ia să vedem. Bă, pare drăguță zona asta, adică n-am să mint. M-aș muta așa, bine, nu permanent. Nu cred că are Kratos aici internet. Nu știu cum aș mai putea să fac YouTube de aici. Dar
Parcă așa într-o vacanță aș merge aici la Kratos. Nu știu ce să zic. Oricum, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă acel buton de like, aș aprecia foarte, foarte mult dacă l-ați apăsat chiar în acest moment. Să strângem poate peste 15.000 de like-uri, 20.000, cine știe. Ok. Dar ce mari sunt lupii. Bine, de fapt lupii, da, într-adevăr sunt destul de mari, dar giganți. Sunt cât Kratos dacă se ridică în două picioare. Și într-un final primim și noi controlul caracterului, care la o primă vedere pare foarte similar cu controlul caracterului din primul joc. Adică, iarăși mi-a luat controlul. Mamă, frate, când mă jucam și eu. Mai am încă un lup, dar e rănit, cred că. E bolnav, nu. Deci eu nu pot să văd așa ceva. Nu pot să văd animale care suferă, deci nu pot. Efectiv nu pot, îmi pare rău. Unde-i mâncarea? Ți-e foame? Nu. Hai zi-mi că nu moare. Hai zi-mi că nu moare, te rog. Ce, e prea mare bucata asta pentru tine? Da, e o bucată mai mică. Da, era prea mare bucata pentru el. Vă dați seama că e un lup feroce, dar... Când e bolnăvior... nu, a scuipat-o, cred că... Cred că nu mai are mult. Dar ce s-a întâmplat cu el? Trebuie să te pregătești. Încă mănâncă, vrea să trăiască. Dar e pe moarte. Hai mă. Nu poți să pornești jocul ăsta așa, pe bune zic. Deci nu poți. Nu poți. Ești un băiat bun. Și unul curajos. Dacă iubiți animalele sau dacă aveți animale și voi la rândul vostru, e... E greu. Chiar e greu. N-am ce, mă lasă fără cuvinte, nu... N-am ce să zic, nu... Doamne. Developerii vor să te facă să simți ceva cu jocul ăsta și chiar se întâmplă chestia asta. Dar totuși un început trist. Cred că se duce. Da. De ce, developerilor? De ce faceți chestia asta? De ce? Pur și simplu, de ce? De ce a trebuit să înceapă jocul așa? Să-i sufletul lui care se duce, sau? Da. Nu știu ce să zic în situația asta, dar nu... Mergem mai departe, ne antrenăm. Ce? Nu. Nu prea mai ai ce să faci, adică nu e ca și cum... E miezul nopții. Noaptea nu ne oprește inamicii. De ce? Pentru ce? Doar ne antrenăm mereu. Nu e suficient. Nu ne putem ascunde mereu. Noi nu ne ascundem. Ne pregătim pentru bătălia ce va urma. Și nu suntem pregătiți. Timpul se scurge. Se zice că o să ajungă la Ragnarok. Războiul vine. Loki trebuia să facă ceva și ar trebui să facă ceva acum. Nu vreau să stăm ascunși mereu în pădurile astea. Ok. Nu pot să te bați cu zeii. Nu mai vreau să mă bat cu nimeni. Doar vreau răspunsuri.
Dacă aceste răspunsuri înseamnă război, poate asta a vrut mama. Nu știm ce a vrut mama. Cred că nu o să aflăm niciodată. Da. Vrea să aibă un moment cu lupul înainte să-l îngroape. Ok, deci jocul s-a început cu acțiune foarte multă, cu tristețe. Ce poate continua? Mă întreb. Până acum, sincer, m-a surprins. Deci chiar m-a surprins. Ah, ia uite pe cine avem aici. Ia uite-l pe ăsta, i-a rămas doar capul. Well, I recognize that dour expression anywhere. Recunosc expresia asta oriunde. Îmi spui ce s-a întâmplat greșit? Unul dintre lupi a dispărut. Adică a dispărut, s-a dus. Oh, nu, nu el. Cum se descurcă cel mic? Nu prea bine. Se va duce să-l îngroape. Ah, Doamne. Bine, frate. Noapte bună atunci. Hova? Cine a fost? Arată că s-a instalat jocul, cred că s-a instalat în fundal. Deci pe mine m-a lăsat să-l pornesc. Stai, sunt foarte confuz, ce s-a întâmplat? Kratos? Kratos? El dormea, oare visează acum? Cred că e un vis. Îl strigă cineva, e în mijloc pădurii, așa random. Ok. Da, e sigur un vis ăsta. Da, ne-am teleportat aici. Ești pregătit? Mergi foarte greu. E vânătoarea ta? O să te ajut. E doar un vis, cred că. Opa. Timpul se scurge. E mult de făcut. What? Brother! E doar... Brother? A fost o viziune sau ce? Că văd că s-a ridicat din pat și a chemat toporul. Ok. Where's Atreus? Hence my bellowing. Ok, nu știm unde e băiatul. Nu s-a mai întors după ce s-a dus să îngroape lupul. Nu poate să fie departe. Îl ținem pe ăsta la curea. Ok. Hai să vedem unde e. Avem vreo abilitate? Aha, așa să faci scutul. Ok. Și dai roll. Review objectives. Deci apeși așa și poți să vezi exact ce ai nevoie să faci. Dar momentan, trebuie să vedem unde e. Deci o să mergem aici. Aici a fost el, da? S-a dus pe aici. S-a antrenat, crezi? I-am spus să se antreneze, dar nu cred că a făcut asta. Unde s-o fi dus? Nu știu dacă în jocul ăsta e vreun sistem de... Să verifici exact zona în care trebuie să mergi. Pe aici sunt niște urme. Hai să vedem. Pe aici? Heavy attack. Yeah. O chestie care îmi place foarte, foarte mult la controlul de PlayStation e faptul că trăgaciu, cum s-ar spune la controller, se schimbă în funcție de joc. Și chiar îl simți ca pe un trăgaci adevărat. Și în funcție de ce face caracterul tău în jocul respectiv.
E foarte, foarte mișto chestia asta. Și personal n-am văzut la, n-am văzut la alte controlere până acum. Okay. Se opresc aici urmele. Opa! Nu suntem singuri. Ăsta e Bigfoot. Bigfoot și cu prietenii lui. Stai așa, stai așa, stai așa. Vino înapoi! Vino înapoi! Bă, unde mi-e toporul ăla? L-am dat și nu mai vine! Ok, hai că mergem și cu scutul, nu-i problemă. Ah, recall the axe, gata, am văzut. Mamă, e în gheață, ce le face? Ia! Și când se întoarce, trece și prin ăsta alalt. Mamă, dacă de-i șmecherie! Combatul e foarte, foarte bun. Deci, per total, prima impresie este foarte bună despre jocul ăsta. Dacă vreți să vi-l luați, vi-l recomand cu siguranță. Practic e... Cum să vă explic? Dacă v-ați mai jucat God of War, e fix God of War, doar că în plus. Extra God of War. Ok. Vreau să dau un atac de la mai puternic. Double tap. O să te ferești așa. Ok. Și acum, boom, și trece prin toți înapoi. Cere-l înapoi. Aia zic. Aia zic. Stai așa că mi-a dat destul de mult damage. Trebuie să mă mai șferesc între timp. N-ar trebui să fie atât de aproape. Ok, avem ceva pe jos acolo. Știu că puteai să colectezi chestii de pe, de pe jos. Okay. Ce s-a întâmplat aici? Un mare urs dat pe jos. Trebuie să-l găsim pe băiat. Ok. Dăm aici. Și acum mare săritură. Sare ăsta două blocuri, ești nebun? Se ascunde. Credeți că s-a întâmplat ceva cu băiatul sau doar este foarte supărat și nu vrea să mai stea de vorbă cu Kratos? Știu că el se poate descurca destul de bine, dar totuși nu ai de unde să știi și totuși e bine să verificăm. Că cine știe? Ah, ia uite pe cine avem aici. Salut băieții! Prost Awaken. Ah, ok. Deci am făcut asta înghețat. Și acum când îl arunci, e mai șmecher decât înainte. Hai cu minte, măi băiatule. Ia de aici. Aha. Nu știu de ce vă puneți cu Kratos, adică pe bune. Nu e ca și cum ați avea vreo șansă împotriva lui. Ok, ne-am luat și niște experiență. Ia. Dacă mai au vreunul. Ia uite-i pe ăștia. Alo, băieți. Ce faceți aici? Doamne, doamne. Am schimbat dificultatea, am pus-o pe balance. Că am zis că, bă, poate nu-mi dă deloc combat. Știi, pe... pe norm... ăsta, pe story. Și am pus-o și eu pe un normal. Și văd că mi-a dat ceva combat. Ceea ce e destul de nice. Vrei să ai și combat în joc. Nu vrei doar story. Dar e bine că te lasă să selectezi. Mamă, s-a lipit de perete. Care face, mă, așa urât? Ia stai. Ia. Na. No. No, 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 no. Nu vă lasă-o pe voi să faceți ce vreți aici. Aici ați venit la mine acasă și veți pleca. Ați înțeles, da? E. Sunt prea mulți. Au ceva bază în zonă. Și au făcut o bază. Și avem și elemente de cățărat. Ia, asta ce e? Ceva de upgrade-uri, poate? Și unde e el? Unde ești? Alt urs! Ok, ne batem și cu ursul, oameni buni. Bătălie cu ursul, dacă vreți să vedeți. Mamă, cât a ursul, glumești! Cât a ursul! Ia de aici! Ok, cu ăsta nu merge cu una, cu două. Hai să facem ciocanul ăsta de gheață. Oleu! Băi, băiatule! Wow!
Atâta pot zic, wow! Vai de capul și de zile mele. Ok, are scut ăsta? Ce are? Îi dau în față direct și n-are nimic. Ia de aici! Ia de aici! Ok, poate mă ajută băiatul, poate vine băiatul și mă ajută, nu știu. E prea de tot. Ia mă de aici, ia. Ia. Hai. Cu ăsta trebuie să te bazi de la apropiere. Asta e toată faza. Dacă te bazi la distanță, nu funcționează. Dar uite, de la apropiere chiar merge. Hai, ne batem? Ne batem? M-am enervat. M-am enervat. Ce s-a zis cu tine? Ia o, dar ce face? Hai. Nu, nu, nu. Ferește-te, Kratos. Ok, n-aș spune că asta e un lucru bun. Ok, se transformă ursul ăsta. Care-i treaba cu el? Bă, era băiatul. What? Atreus! Atreus! What? Ce s-a întâmplat? L-am îngropat pe lup și pe asta nu mi-aduc aminte. Ok. Eram atât de trist. Asta eram nervos. Și speriat. Țin minte că fugeam. S-a transformat în urs. A venit un urs către mine alergând și am sărit și eu la el. Trebuia să fi fost un vis. Emoțiile tale te-au transformat într-un urs. Știam că se poate chestia asta. Nu știam că pot să fac asta. Tu n-ai făcut nimic. Te-au copleșit emoțiile. De asta trebuie să nu abandonăm antrenamentul tău. Nu știm cât de puternic ești cu adevărat. Și fără disciplină, vezi ce se poate întâmpla. Am nevoie de mai mult decât atât. Am nevoie de răspunsuri pe care nu le-am. Răspunsuri pe care mama ta le-a ținut de noi. Dacă ar fi cineva care ne-ar putea ajuta să ne dea răspunsuri despre ce se întâmplă. El se transformă în ceva. Ascultă-mă. Până când înveți control, nu mai luăm riscuri fără necesitate. Să nu iei acțiune e tot un risc. Cum ai învățat asta? Nu mai gândi ca un tată mereu. Nu. Până la urmă e tatălui și se gândește la binele fiului său, adică n-ai cum să-i zici nimic. Ok, interesantă treabă. Și aici este și punctul în care noi vom încheia acest episod. A fost un episod de prezentare, un episod în care am vrut să vedem care e treaba cu jocul nou God of War. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!